Voluntariat Cluj-Napoca implementează unul dintre cele 19 proiecte pilot societate. Este vorba de proiectul Youth Redefined Culture, finanțat de Tineret în Acțiune prin Serviciul European de Voluntariat. Redefined Culture. A implicat 4 voluntari IVS care au desfășurat un stagiu de 9 luni în Cluj-Napoca din septembrie 2012 până la sfârșitul lunii mai 2013. Cele 4 voluntare vin din Islanda, Letonia, Germania și Republica Cehă. Au desfășurat activități în 2 școli din Cluj, unde au realizat ore de educație multiculturală, educație artistică și reciclare creativă pentru copiii de clasele primare. Iar pe finalul stagiului am pregătit împreună câteva evenimente care s-au desfășurat și o parte din ele se desfășoară chiar acum în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Mâine urmează să aibă loc unul dintre evenimentele în care a fost responsabilă Victoria, care este una dintre voluntarele proiectului. Evenimentul se numește More Colors și presupune vopsirea unor saloane din Spitalul de Copii Pediatrie 1 din Cluj. Basically what we are doing here, we are painting walls and this is a part of National Volunteering Week and we just wanted to do something nice for kids because part of our project is working in hospital and they're playing with kids. Ce a însemnat pentru noi să fim un proiect pilot? În primul rând a însemnat să învățăm mai multe despre ce înseamnă responsabilitate socială și să învățăm cum putem să aplicăm toate principiile teoretice în activitatea noastră de zi cu zi. Și am început prin a încheia contracte de voluntariat cu ei, prin a le prezenta fișa postului. Altă măsură care ne-am gândit să o luăm a fost să găsim un apartament cât mai aproape de centru orașului și mai aproape de biroul nostru. Înainte ca ei să ajungă aici, ne-am pregătit pentru ei o trusă de prim ajutor care se află în apartamentul lor și în același timp avem și la birou trusa noastră de prim ajutor. Noi încurajăm ca voluntarii noștri să folosească mijloacele de transport în comun, oferindu-le 14 bilete în fiecare lună. Am avut o întâlnire cu voluntarii noștri în care le-am povestit că am vrea să reciclăm și ei au venit cu dorința să facă asta. Ei acasă au colectat selectiv și la birou. Încercăm să folosim hârtia pe ambele părți. We came here mainly to teach kids ecological lessons, multicultural and art. It's been going great. And now we have expanded to the ecological part. We have been trying to get children excited about collecting paper, collecting clothes and giving them and trying to reuse, reduce and recycle everything we can. As an EBS volunteer, we have also each of us person here with whom we can speak, we can spend time. In the beginning, this person helps us with everything. This person is called Mentor. Ca urmare a faptului că suntem un proiect pilot, am și stabilit noi relații cu alte proiecte pilot și cu alte ONG-uri din Cluj, în primul rând. Iar apoi am încercat să dăm mai departe ce știm noi, mai ales pe partea de responsabilitate socială. Am ținut o prezentare celor din Alexandria, care își doresc să înființeze și acolo un centru de voluntariat. Cred că faptul că facem parte din rețele care sunt la nivel național ne ajută și să ne coordonăm activitățile și să vedem ce fac și alții, să vedem ce putem să luăm bun de la ei, cu ce putem să-i ajutăm noi pe alții, la cine putem să cerem un sfat în cazul în care vrem să facem activitate care nu am mai făcut-o până acum.
cred că o dovadă vie a faptului că suntem buni în ceea ce facem este că am câștigat 2 ani la rând Centrul de Voluntariat al Anului la gala de decernare a premiilor pentru implicare în comunitate. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.